Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune, mă rog, e mai degrabă un nou format, ceea ce încercăm aici. Eu este sunt deja Andrei. a patra oară când încercăm, dar voi vedeți prima oară, deci e ok. Continu, scuză-mă, Andrei, te-am Ca dovadă că e un nou format, se întâmplă foarte multe lucruri de genul ăsta. Din nou, eu sunt Andrei. Și eu sunt Claudiu. Și tu ești la Conect. Și aș vrea să zic câteva cuvinte întâi despre de ce ne-am gândit să facem, să facem emisiunea asta, mă rog, ăsta, acest format nou. Ideea e că vrem să discutăm un pic despre cele mai noi lansă din tehnologie, despre n-știu nu știu, zvonuri, vrem să facem și un mini debate în, în ediția de astăzi pentru că avem un subiect interesant. Și pentru că ne place să ne certăm. Deci, toată lumea se ceartă în public și e, nu ne place la nebunie să ne certăm în public. Și că ce mod mai bun decât să dăm drumul la un format nou pe YouTube și știm că avem oricum foarte mulți fani și foarte multe persoane care sunt dornice să afle părerile noastre, nu mai râde. Doamne, <laughs> și perește, încercăm să niciodată. încercăm să facem să fie bine ca să nu fie rău, cum ar zice domnul Gheorghe Hagi. Iartă-mă că am acaparat discuția, dar nu trebuie nicio să probleme, da, da, prezint da, da. la început uh, pentru că au fost foarte de treabă cu noi, băieții de la Trust, Trust Gaming, care ne-au pus la dispoziție aceste microfoane, care noi încercăm să simulăm un podcast aici pentru că toată lumea are un podcast și nu poate să treacă pe lângă noi ocazia asta. Și avem acolo pe, îl avem de fapt în colțul din, cred că cum vedeți voi din stânga, este domnul Trust Firu și aici este domnul Trust Exo. Iar, da, ați ghicit, se numește Trust Firu și are fir. Și are și RGB, foarte important lucru ăsta. Am testat foarte bine și microfoanele înainte să intrăm să filmăm chestia asta și... Urechile mele sunt martore la aceste teste foarte, foarte bune. Da, Andrei era, era să surzească. Era să, da, era să surzească pur și simplu înainte de intrarea în emisie, să zicem. Pentru că suntem uh, în direct la TV. Exact. <laughs> Bun, uh, 40 de întrebări acum. 40 de întrebări, <laughs> întrebarea Da, long story short, uh, microfoanele astea de atras sunt super ok. Uh, le vom folosi să filmăm în continuare formatul ăsta. Ne-am uh, gândit că Au o idee, Da, ăsta chiar are luminițe. Ne-am gândit, ne gândit că e o idee interesantă, ne-am gândit că e o oportunitate bună să ne expunem câteva opinii despre chestii. Uh, Debate-uri uh, zvonuri, cum am zis, adică lucruri în general din sfera tech, care poate, nu știu, nu intră neapărat într-un singur video mai detaliat, ci merită un pic mai multă atenție, dar separat. Bun. Hai bueno, să-i dăm drumul. Hai să dăm drum. Păi, hai să vorbim întâi și întâi despre iPhone 13. Celebrele iPhone-uri 13. Acea lună frumoasă a anului, în general, luna septembrie luna în care septembrie, se lansează cele mai noi care am a fost în octombrie, actually. Exact, cred. Da, S-au grăbit, nu Da, 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 da COVID, a fost a fost COVID, în COVID, exact. COVID, da. E anul um, pe care l-am încercat să șterg din existență și din memoria mea. Și vine nu, mai greu acum. Exact, de... exact, adică pentru mine nu s-a întâmplat anul trecut și <laughs> acum încerc de... Eu de la iPhone 11 nu, nu știu ce s-a întâmplat <laughs> între timp. Iartă-mă că te-am întreabit. Uh, Doamne ferește, nu mai întreabt. E, e o discuție aici. Um, Uh, hai să vorbim un pic despre lansarea asta, pentru că Apple a, a lansat-o cu destul de mult fast, ca de obicei, a lansat noua gamă de, de iPhone, uri avem patru iPhone, avem iPhone 13 mini, iPhone 13 normal, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max. Uh, întâi și întâi hai să vorbim despre refantul din cameră, și anume faptul că sunt foarte mulți oameni care au. au zis că nu s-a schimbat nimic, așa că, că a rămas același. Printre care și mă număr și eu. Surprinzător chiar. Da, dar, și Andrei spune da. că e surprinzător deoarece sunt uh, fan al acestor produse și le-am cumpărat neapărat cu sfințenie, dar nu pot să zic că am cum, chiar pot să zic că este prima dată în viața mea că recunosc chestia asta. Nu am cumpărat niciodată un telefon cu Android. Să spunem doar că dacă, dacă ar veni cineva la noi în redacție cu un tricou cu Apple, atunci cel ar fi Claudiu cu siguranță și cu sticăre cu Apple pe mașină. Da. Bine, că alea acum acum să nu mai. Da, da. De ce acum nu mai, Andrei? Acum numai pentru că mi se pare că devalorizez mașina. În fine, <laughs> uh, să trecem peste. Uh. Bun. asta ar fi una, una dintre de... glume, cum ar da, zice Cristi Popescu. să vorbim un pic despre design. Am văzut și video la fain în care arată oamenii, mă rog, pe TikTok și pe California și pe pe Streaming, cum au denumit cei uh, de la Apple. Da, 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 exact. Uh, dar am văzut și video la fain în care arătau oamenii cum s-a modificat designul lui iPhone 13 și cum am ajuns cu camerele puse pe diagonala. Un video pe care o să vi lăsăm în descriere. Da, o să vi lăsăm în descriere sau să apară acum pe ecran, nu știu Ne hotărâm noi între timp. Ne decidem noi. Deci, ce părere avem despre design? Pot să spun că mi-a plăcut foarte mult iPhone 12 și cum eu am ales să-mi șterg din memorie anul 2020, așa a ales și Apple să șteargă din memorie anul 2020 <gri> și să lanseze exact același telefon din punct de vedere vizual. Eu v-am zis, e PR, de fapt, la, la <gri> <Apple>. <gri> Care, mă rog, este diferit, cum spunea și Andrei dispunerea camerelor din spate pe insula foto de pe iPhone 13, modelul normal și modelul mini, dacă nu mă înșel. Îl avem aici pe ecran. <laughs> nu l avem aici pe ecran. Um, mi s-a părut un pic pleneși. Um, cei de la departamentul de design de la Apple și Johnny Ive acolo unde este la acum, nu știu, nu știu că nu mai la Apple, mă rog, că a plecat cu Fast la un moment dat, acum un an sau doi. Cu Fast and Furious. Cu Fast and Furious, da. <laughs> și știu că s-ar probabil se uită și râde, și el când vede, când vede ce se întâmplă, dar evident, asta e doar la suprafață. La interior totul e mai bine, avem un chipset nou. Avem, avem un Bionic A15 mult mai puternic decât A14. Dacă nu mă înșel, Apple zicea în conferință cu 50% mai puternic parcă. Uh, bine, asta într-adevăr e mai dificil de măsurat uh, pentru noi pentru review pentru că na, nu e greu că capuți. nu ai cum, poți să compari doar cu chipsetul lansat dinainte exact, de exact, Apple exact, și, exact. E și chiar și așa, ideea e că na, acolo sunt alte măsurători în laboratoarele lor și făcute de specialiști Apple, lucruri, na, noi nu avem acest așa, o lume la mai închisă, da, da, exact o da, da, mai e, închisă, e, e un pic mai complicat, uh, dar pe lângă asta avem și promotion, în sfârșit, doar pe telefoanele Pro, doar pe iPhone 13 Pro și Pro Max avem 120 de Hz, radă de refresh, care a venit prea târziu. Prea târziu, ar spune majoritatea, da. Poate în ceasul al 13 a e bine că a venit, nu vreau să mă plâng de ce e bine, dar e mult prea târziu, adică telefoanele Android de cât timp au ecrane uh, cu rata de, de refresh de 2 nu, ani, dacă da, nu mă Da, da, da. A fost un adevărat valul valo cu rata de refresh rapid a început cu OnePlus 7 Pro, dacă da. nu mă înșel, cu parcă ecranul de 90 Hz. Cu 90 de Hz. Da. da, exact. Avea 90 de Hz atunci și a fost un adevărat uh, fast și o, cu adevărat nebunie a fost în, un game în spatele. Changer. Da, 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 chiar a fost un game changer. În spatele chestii astea cu rata de refresh, pentru că toți au început să vadă cât de bine a integrat OnePlus viteza pe telefonul, pe telefonul lor Și toată lumea Poti a vrut spui să aibă telefoane mai rapide O companie mai micuță cum e OnePlus a reușit să dea startul unui trend După uh, care s a luat da? Instant, da. Xiaomi, Samsung, da, Huawei Exact, exact uh, Bine, acum sunt curios totuși când a fost ultima oară când Apple a dat startul unui trend? Cred că când au scos uh, mufa, geacul de căști. Și când au scos uh, bricul de încărcare. Și atunci. când au scos bricul de încărcare. Lucruri despre care veți vedea. Da, o să, uh, o să avem un videoclip uh, destul de interesant. Foarte interesant. Uh, sperăm că o să vă placă și sperăm că o să, o să vă uitați la el. Putem spune um, că de startul la. Depinde, putem să vorbim prima dată când a dat start, da start unui trend pozitiv sau unui trend negativ, știi că la trenduri pozitive am mai dat start, la trenduri negative... Bine. A mai dat start, mă rog, asta cu bricul de încărcare în opinia mea e, un, e, un, trend negativ, e dar, un trend negativ, dar în fine, depinde cum vrei să privești situația până la urmă spuneam că avem promotion, vreau să vorbesc și un pic și de baterie, pentru că din ce am înțeles, apropo, noi o să primim iPhone-urile în curând, sperăm noi, nu știu Deci exact. noi nu știm mai mult decât știți și voi, da. am văzut tot azi, sau ieri, aseară au început să iasă și azi review-urile de peste ocean. La momentul toate de, bune, de bine? La momentul la care înregistrăm noi asta, nu știu, sperăm că într-o săptămână, o săptămână și jumătate, poate două săptămâni cel târziu, să avem și noi iPhone-urile și să putem să ne, să ne dăm o opinie pertinentă cu privire la ele. Um, voiam în schimb să vorbesc totuși de baterie, pentru că din ce am înțeles bine și ne-am citit acum, chiar ieri am citit destul de multe, de, de mult, de multe review-uri pentru că au început să apară peste ocean. Um, am înțeles că bateria este cu adevărat extraordinară, din nou, uh, și foarte mulți au numit-o cel mai underrated. Uh, exact, așa a zis Marques, cea mai. Da, Marchez a numit-o cea mai underrated uh, calitate. Calitatea a, a noului iPhone. A da. noului iPhone. Uh, este practic, am văzut, ți oferă cu o oră, oră și jumătate în plus timp de utilizare pe iPhone 13 Pro care da. și două nu are și cea jumătate mai mare baterie. Pe Pro Max. Da. Exact, și două și jumătate pe Pro Max iar care Pro Max, eu sunt utilizator de iPhone 11 Pro Max ține bateria două zile fără absolut niciun fel de problemă în condiții de utilizare normală sau chiar poate mai mult decât normală și sincer să fiu nu vreau să mă grăbesc sau să mă pripesc, dar s-ar putea să avem primul iPhone care să ne ofere 3 zile de utilizare normală. Și asta înseamnă mare lucru pentru o companie care producea telefoanele care erau renumite pe vremuri pentru asta, cea mai slabă baterie de asta pe Asta voiam să zic eu. Mi-aduc aminte când am intrat în, în presa de tech că, că, toată lumea glumea în continuare de, de bateria de la, de la iPhone-uri. Mă rog, în, ușor, ușor început să, se redreseze. Dar mi se pare remarcabil cum în câțiva ani au reușit să, au reușit să, să revină, practic. Nu să, să, revină, să, nu revină mai, să cei mai, Exact, bun, nu numai să, să, revină, revină mai să fie lider de piață în, în la capitolul ăsta. Îți imagineai acum 5 ani când erau memele pe nanghe cu bateria de iPhone ne, exact. și că o să ajungem în momentul în care să spunem că iPhone are cea mai bună baterie dintre toate telefoanele. Ăsta este fericitul, adevăr, tristul, adevăr, pentru unii care <laughs> sunt mai în partea asiatică, așa, în peninsul acolo. <laughs> um... Că tot, că tot s-a lansat nou iPhone, s-a lansat și noul iOS 15, Claudiu, tu Pe care de... l-am folosit de o zi. O zi, nu? O zi, da, de, de o când s-a lansat. La momentul filmării, evident. La momentul filmării. N-am apucat să-mi dau seama încă de multe chestii. La design nu este schimbat mai nimic. Sunt notificările ceva mai diferite, dar... Aici o părere foarte subiectivă, mie îmi plac, am auzit chiar astăzi persoane care mi-au spus că nu le plac aceste notificări noi. Uh, chiar Iulian, colegul nostru se plângea, se plângea de ele uh, pare că vorbim de o spreodurată de viață mai mare a bateriei, ceea ce este incredibil pentru că toate softurile de până acum și toate update-urile de iOS cumva dădeau lucrurile peste cap în iPhone și Apple treia să vină a doua sau a treia zi imediat cu un, mă rog, cum era la vremea respectivă iOS patch, 13, imediat un da, patch da, da, 13.1 da. sau 14.1 sau 12.1, imediat după lansare la o săptămână sau două ca să rezolve problemele astea, acum pare că iPhone-ul e și mai bun și mai ofertat din punct de vedere al bateriei. Rămâne de văzut cum se va comporta zilele viitoare. Însă prima impresie este una mai mult decât bună în ceea ce privește stabilitatea, cum am zis, bateria. Pare că se mișcă mai bine, nu știu, e greu de explicat cumva. Are o fluiditate, o cursivitate mai mare în operare. Și sunt uh, sigur că o să, da. o să și revenim cu, cu opinii mai multe despre iOS 15. Exact. Odată ce E prea devreme, dar da. primele... Deci, de obicei, dacă până acum, în ultimii, nu știu, 6-7 ani în care mi-instalam câte un update nou, nou de iOS, imediat la lansare, tot timpul eram nemulțumit, asta e prima dată când pot să zic că sunt mulțumit, până acum cel puțin. Tocmai de aia, uite, mi se pare interesant formatul ăsta, pentru că putem să ne analizăm oarecum mai încolo când facem review opiniile de acum și să vedem să dacă nu le uităm. Exact, do they hold up sau nu. nu practic. Până vine aia și ne plătește și ne le schimbăm, evident. Da, da, vine, da, da acum, da, uh, Apple sponsor a Please. Uh, no, 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 please. Uh, hai să hai să vorbim un pic de alte lucruri pe care a lansat Apple uh, acum câteva, actually, nu mai acum câteva zile, acum o săptămână deja la momentul ăsta. Uh, au lansat o nouă tabletă, un nou iPad mini. Uh, e și un nou iPad normal, dar mă rog uh, cui da, mai pasă de un da, iPad normal, poți da, să iei da. unul de acum 4-5 generații și să fie exact, exact ce e nevoie. Uh, iPad mini în schimb mi se pare interesant. Totuși avem, am văzut un, un, element foarte, nu știu, care parcă ne, ne, îndepărtează un pic de el și anume prețul. Astăzi am văzut prețul într-adevăr da. în lei, nu în dolari. În lei, nu în dolari, foarte important. Nu 550 de dolari. Exact. Prețul real în lei. La noi în țară care te duci tu cu leuții tăi greu câștigați la serviciu și de pe raft de la Emag, Altex, Whatever, iStyle și orice alt reseller. Mm. Uh, mi s-a părut extrem de piperat prețul, vorbeam de varianta de cu echipare de top, cu 5G, dacă nu, nu vreau să vorbesc prostii, nu, știu, nu sunt sigur că are 5G, recunosc am documentat momentan, știu exact, dar e uh, variantă de echipare în care poți să bagi sim uh, cu uh, stocarea maximă, era pe undeva pe la 4.300 de lei, 4.270 de lei, ceea ce mi se pare e preț, nou. deci mai pui 1.000 de lei și îți uh, MacBook Air. Da, este enorm. Nu, și vorbim de iPad mini, atenție, nu de nu, iPad nu de, de dimensiuni normale. Nu de Pro, nici, da, exact, nici, de, nici de cel de dimensiuni normale și nici măcar de cel Pro, adică e, e o diferență enormă. E cu un ecran de 8,6 inci dacă exact, nu mă înșel, exact. adică este cu da. aproape 2 inci mai mare decât uh, iPhone 13 iPhone. Da. Pro Max. Bine, pe diagonală, evident. Pe diagonală, da. Într-adevăr uh, și mai ieftin decât este. iPhone pro Max. <laughs> Mă rog, în... în Situația de față nu cu foarte mult, dar sincer de zic că e un produs când am văzut iPad Mini, e un produs la care m-am bucurat foarte mult și mi-a plăcut ce a încercat Apple să facă, dar când am văzut prețul am fost un pic descurajat, Adică nu nu pot să-mi imaginez de ce ai dat atât. De ce ai dat atât da. pe un iPad Mini? Adică când nu ai... pe un iPad exact. Pro, poți să-ți exact. mai pui ceva bani și ți-ai iPad Pro dacă tot vrei o tabletă potentă. Ok, poate cu nu cu atâta stocare sau, dar iPad Mini, când zici iPad Mini, nu e nu e un altul de creativitate, nu e un altul de productivitate de editare video, de editare foto, prin prisma dimensiunilor ecranului care nu sunt... Uh... Bine, plus că, plus că stocarea uh, mie mi se pare că e un lucru oarecum infim la Apple ținând când că ai iCloud. Ai, icloud ul la care sunt la exact. abonamente la prețul super ok. Exact, exact. Și de -aia nu, adică nu văd de ce te-ai duce neapărat spre o versiune de top atâta timp cât, uh, cât poți să-ți faci abonamentul iCloud. Uite că vorbeam înainte și tocmai mi-am dat seama că punând pe hârtie să zic așa toate subiectele de discuție despre lansarea Apple am uitat să zicem și pe unul dintre cele mai importante iPhone-ul da, iPhone de un tera, da, exact. IPhone exact. de un exact. Avem și un iPhone de un tera, din nou, nu știu de ce, nu știu cine îl folosește. adică... Cei care vor să aibă spațiu mult pe telefon au ei o... Nu e neapărat nimic greșit. Depinde nu e, de om, doamne ferește, omul... evident că nu e nimic greșit. Până la urmă, dacă filmezi în 4K, dacă... Până la urmă, dacă filmezi în 4K, adică ai nevoie într-adevăr de mult spațiu, pentru că știm foarte bine filmele în 4K ocupă foarte, foarte mult. Mai ales dacă vrei, nu știu, să filmezi un un short film, un scurt metraj, ceva de genul. Deci, mă rog, în cazul ăla ai alte, ai alte resurse la dispoziție. Aici vorbim de... Nu Dar știu. da, exact. Până la urmă, și în direcția asta vrea să meargă Apple cu toate update-urile pe cameră, pentru că am văzut o grămadă de update da. pe cameră, inclusiv acel uh, director... Uh, director modes, director da, mode. Director mode, exact, da. Uh, unde se schimbă bocheul, practic. Avem boche... Va pe adaptiv, față, va pe spate, da. da adaptive, exact. Ca în, filme, de când mișcare. vezi zoom pe, Retimaci. pe cineva da. și pe urmă se pune în prim plan pe altcineva. Focusul, cineva. exact, da. Asta, nu știu cine filmează, chestii profesioniste cu iPhone-ul, da, adică da, e... Da. Ok, poți Sunt. începe în teorie uh, dacă chiar... Că a, fost, a fost, filmat un film, da, a fost produs un film, dacă nu înșel, cu iPhone-ul, uh, Tangerine se numește, dacă nu înșel. Am auzit, dar nu l am văzut, sincer. Da. Să fie, da. 2012, dacă nu înșel. Cred că a fost nu numai pentru să... un showcase da, sau ceva. posibil să fi fost să fie pentru un showcase. Să un festival de hipster cu el. Am filmat nu <laughs> Vino să vezi filmul filmat cu iPhone-ul 2012, uh. iPhone 5 <laughs> Da, mi-a plăcut să un alt film de hipster, uh, The Lighthouse. Da, le adică câștigă uh, la Sundance, știi mai pretty bine, match, bine. Pretty match, da. da. Uh, în fine, hai să trecem la Apple Watch, pentru că a fost însă și un Apple Watch, nu? Serie 7, Series 7, cum vrei să-i spui. Uh, avem un ecran mai mare. Avem un ecran mai mare, margini mai mici. Uh, în capăt a statura, văzut și cam atât. atât adică multă lume s-a entuziasmat pe N-am înțeles, zis. deci nu pot să înțeleg entuziasmul pentru, pentru noul Apple pentru că nu știu, pentru mine pur și simplu, nu e vorba numai că este un jazz. Mie mi se pare că este exact același ceas ca anul trecut, doar cu un ecran un pic mai mare. Și da, într-adevăr, marginile, nu știu, nu au, nici măcar nu au venit marginile acelea drepte pe care foarte mulți le așteptau. Din nou, nu înțeleg de ce contează atât de mult marginile pe un ceas. Ca Dar... să vezi, Apple lansează aceleași produse ca în anii trecuți. La deci tocmai eu sunt hater. The de shade, de the ce shade sunt, here is, the, shaming, is real. Public shaming pentru Apple și... Uh, ideea e că, da, nu știu, Apple Watch-ul de anul ăsta mă lasă un pic rece, are același funcție ca anul trecut, are EKG-ul, e, e la fel de scump, mm. da, 399 de, de dolari. Dacă probabil mai mult în, mai în România, ieftin, 2000 mai mult ca și un pic sigur, de lei. Mai ales dacă mergem pe probabil. varianta cu celular și da, și da, exact, exact, exact. Uh, dar vestea bună e că odată cu Apple Watch Series 7 se ieftinește Series 6 se deci ieftinește Series 6, exact asta vreau să spun just go 7. and buy a Series 6 uh, în opinia noastră, cel puțin uh, și dacă tot e, e ideea asta cu just go and buy a Series 6 uh, hai să vedem dacă și la Apple se aplică chestia asta, ce facem? Facem upgrade-ul? De unde facem upgrade-ul? Foarte important Fun fact uh, am fost ieri la o lansare chiar împreună cu tine și Vorbeam cu prietenul nostru de la startup cu Tavi Palade și m-a întrebat Tavi exact aceeași chestie <coughs> cu iei iPhone 13, știind că sunt da, mai da. obsedat de telefoanele astea. Și am zis, mi-aș lua iPhone 12. Și de ce mi-aș lua iPhone 12? Pentru că asta înseamnă, la lansarea iPhone 13, se va ieftini automat iPhone 12. Da, exact, telefon exact. care arată exact la fel. Ok, va veni mai ieftin, la un, probabil se va face la un moment dat cu 1.500-2.000 de lei mai ieftin. Uh, nu mă interesează modurile noi de filmare, efectiv. Hai. Uh, camera este probabil o idee mai slabă decât pe, adică, nu știu, ok, iarăși poate vorbesc prostii pentru că n-am văzut în camera de pe 13, de 13 Pro Max. Dar mă gândesc că un telefon excelent, de cum iPhone 12 Pro Max, care arată la fel ca iPhone 13 Pro Max, se va ieftini și dacă chiar vrei să faci un upgrade, da, poți să ții liniștit 12 Pro Max fără absolut nicio problemă în 2021, dacă aș face eu upgrade de la 11 Pro Max... Nu. N-aș face de și pe Pro Max. Consider că e prea mic saltul. Chiar dacă vorbim aici de 2 ani diferență, două generații, consider în continuare că e prea mic saltul. Acum probabil nu urmează să mă întreb ce telefon Apple, ce iPhone ar trebui no, să no, ai no, ca no. să merite. Da, practic cam acolo mă duceam și eu mă gândeam că iPhone 11 probabil că ar fi limita maximă dacă aș avea un iPhone 11, ar fi limita maximă la care m-aș gândi la un upgrade și m-aș gândi la o versiune pro, clar. Pentru că nu, uh, aș, nu, nu aș da un iPhone 11 da. pe un iPhone 13, spre da. exemplu. Da, și dacă, dacă vrei un ecran mai mare. Și dacă vrei mare, evident, evident, da. Da, da. sigur. Deci uh. poate merită, nu știu, poate dacă ai 12 normal și chiar simți nevoia de altceva poți să-ți iei liniștit 13 Pro Max, într-adevăr. Exact. Exact. Ai alt ecran, alt refresh rate, camere mult mai bune, durată de viață bateriei mult mai mare, dar dacă vii de pe model Max, de pe model Pro Max, e greu de crezut să zici că merită un cap Poate de pe 10S Max, că atunci se numea doar 10S Max, uh -huh. nu era 10S Pro Max, adică m-am pierdut un pic în toate denumirile astea. Poate atunci să zici că merită, că treci de pe la un, la un ansamblu de camere dublu la unul triplu, evident mult mai bune. Uh, dar în rest nu o să văd în scenariul real în care și-ar face cineva upgrade de la poate, nu știu, de la 11, de la 12 dacă iPhone 12, 12 nu, Pro Max nu nu, ar -are -are nu vă luați -are iPhone -are 13 senz, nu. adică uh, Pro Max, evident și aș mai zice o singură chestie legată legat de, de iPhone-uri și e actually ceva ce mi-aș fi dorit să văd anul ăsta, că tot am vorbit de cameră un pic uh, mi-aș fi dorit să văd o cameră cu mai mulți megapixeli principala, atât. Nu nu mă interesează de ultra-wide, nu mă interesează de uh, acel senzor de macro sau ce au, ce -au introdus pe, pe, pe Pro Max acum. Uh, chiar nu-mi nu pasă și nu le folosesc. Vreau un senzor mai mare pe principală uh, cu mai mulți megapixeli. Da, camera Mega de pe respectă. iPhone momentan este foarte bună. Da, între, bine, într-adevăr, uh, camera de pe iPhone momentan este foarte bună și sunt sigur că și de pe iPhone 13 o să fie la fel de bună. Uh, cel puțin ca pe iPhone 12 din laude deja mi-am dat seama că, că este e ce trebuie cum se spune da. uh, cum e această replică pe care o detest sincer uh, dar totuși am, aceeași, am această problemă în care eu când fac o fotografie îmi place foarte mult să dau zoom pe anumite elemente să examinez anumite lucruri și pe iPhone de fiecare dată cum dădeam zoom cum se pierdea o parte din claritate destul de mare. De asta îmi place atât de mult de discuția asta pentru că tu ești atât de intuit pe camere <laughs> și eu sunt atât de out of it pe camere deci la mine tocmai asta îmi place la Apple pentru că e o calibrare foarte bună a camerei. Da, 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 exact. nu, trebuie, să, nu, Vezi, trebuie să apeși da. două butoane efectiv da. și faci niște poze super mișto decât dacă te duci pe, nu știu, alte exact. telefoane cu Android care ar fi ele cu 11.000 de moduri de fotografiere pro cu uh, diafragmă reglabilă, zoom optic, mai dă 4, 5, 6X și alte cele, nu știu, mie mi se pare la iPhone-ul, camera. Pentru cei care pot se pot uh, confunda cu mine la aspectul ăsta, adică oamenii e că cărora le place să facă poze, dar nu vor să overcomplicate <laughs> things, scoți telefonul din buzunar, dai un tap să calibreze imaginea și zoom și tot, faci o poza și ies. exact Na, O Exact, corectă. o cameră corectă și onestă. Și onestă, place, exact. Nou, să da, zicem. Da. Și fotografia aia este super instagramabilă dacă pentru cei da, pentru da, care da. contează chestia asta. Um... Bun, hai să vorbim totuși pentru că lansarea iPhone-ului a fost pe 14 septembrie, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută. Și pe 15 am avut o altă lansare. Foarte interesant mi s-a părut felul în care au plasat această lansare de pe 15 oamenii de la Xiaomi, pentru că despre ei este vorba. Xiaomi a lansat gama 11T, nu Mi 11T, pentru că cred că am spus asta de atât de multe ori încât pur și simplu mi-a mi rămas <coughs> în reflex deci nu 11 este doar 11T. Și avem 11T Lite, 11T normal și 11T Pro. Și asta Pro mi se pare cel mai interesant telefon pe care l-a lansat o companie, poate chiar anul ăsta. Și am s-a dus un pic vor să nu numai și au și reușit să ia foarte mult din felia Huawei, dintre toți producătorii Probabil că ei da, probabil că ei s-au dus cel mai, cel mai exact. bine în România, cel S-au dus cel mai bine și vedem că deja încep să scoată statement-uri, exact ca Huawei. Uh, Oppo n-a făcut asta încă. OnePlus n-a făcut asta încă. Xiaomi a scos adevărate statement-uri, vedem spre 11 Ultra, care este practic un telefon de 8000 de lei, care e cel mai bun din toate. Deci nu ce poți să ți dorești vreodată să vezi pe telefonul ăla și să nu ai. Asta voiam să zic acum, tot pe, pe principiul ăsta de ce vrei să vezi pe un telefon și nu, și nu, nu ți oferă unul. Cam tot pe principiul ăsta mi se pare că s-a lansat atunci pe T-Pro, doar că la un preț mult mai bun decât Mi 11 Ultra. 11, da, da. Și lasă-mă să-ți citesc un pic din specificații. Deci avem un ecran de 6,67 de, 6 de inch AMOLED, 100 megapixel pe camera principală, 8 sau 12 GB de memorie RAM cu un procesor Snapdragon 888 5G, evident, 5000 mAh baterie, Încărcarea. 120 de pe baterie, 120 Hz pe ecran, de rată de refresh, și o încărcare fabuloasă de 120 de W cu încărcători în Stam. cutie. Practic dublă de una care era oricum foarte rapidă și exact. pe care începem să o vedem pe exact. telefoane, majoritatea cu preponderență cele chinezești. Încărcarea de 60 de... Era 60, da. 60 de, de 60 de uh, 120 de vați mi se pare... Cât au zis? Enorm. Au zis enorm. Uh... Uh, 17 minute dacă nu mă înșel pentru o încărcare de la 0% la asta. Fantastic. Două zile de utilizare. Da, da. și uh, dacă nu mă înșel în 10 minute încărcare. până la 80% sau pe acolo, 70 ceva, 80%, parcă. Uh, și restul, evident, e controlat pentru că nu vor să, să, să cauzeze probleme bateriei ulterior. Bine, din nou, există foarte multe discuții pe tema asta, cât de bună e o încărcare pe de vazi, dacă nu e prea mult, dacă nu o să-ți afecteze bateria în timp, cât o să țină telefonul ăla. Încă nu știm. Încă nu știm, asta e problema. Atât cât nu ia foc ca Samsung Galaxy Note 7, sunt fericit. Trebuia să zic asta. Da, nu, nu, mi se pare Uh, noi am primit astăzi, uh, chiar astăzi au venit uh, noile device-uri uh, din, uh, din această mm -hmm. gamă, le avem în teste, o să vină în curând și review, abia așteptăm să le testăm. Uh, am fost foarte, foarte entuziasmați de ele. Uh, dar ce vreau să te întreb, e de ajuns din specificații uh, să luăm în considerare 11T Pro, de exemplu, ca un contender pentru ideea asta de cel mai bun smartphone al anului? Ca să luăm în considerare da, ca să câștige nu. <laughs> uh, clar e de luat în considerare. Deci mm -hmm. ce ai citit acolo este E practic topic. tot, tot, Când tot ce îți dorești, da, un, da, un smartphone. PC, un PC, un PC da. cu uh, Na. 3090, uh, <laughs> AMD Ryzen 9 sau Intel i... Uh, ce i urmă i9. i9, i da. i9 de, de generația... Exact. Și cu stocare și cu RAM mai mult decât suficient exact. și... Uh, nu știu dacă are și tot de cart, dar probabil e, deja e overkill. Nu, nu contează, Cred relevant. Cred că da, nici nu știu sincer. Nici nu mai contează, dar, de dar, da, nu mai... Uh, Poate fi, clar, un container pentru telefonul anului, pentru smartphone-ul anului, dar e de vreme să ne dăm cu părerea, pentru că trebuie să vedem în scenarii practice de utilizare, să vedem cum au calibrat software-ul. Ce-am mai rezolvat cu faimoasele... Acea problemă a mea clasică cu software-ul, da. <laughs> cu reclamele. <laughs> cu reclamele, da. Din ce am înțeles ar trebui să fie mult mai bine uh, și sper să văd asta pe, pe 11T Pro. Uh, nu știu, eu dacă nu văd, dacă văd o reclamă pe săptămână eu mă declar mulțumit. Atât. <laughs> ok, okay. E, e, limita mea. O reclamă pe săptămână o... sistemul de operare. <laughs> Bine, o reclamă totuși mai, cu una mai mult. E de, cu una mai mult decât de ar trebuie, trebui, da. De, dar să zicem că we go with it. Uh, și procesul ăsta de rebranding mi se pare interesant al Xiaomi, că nu mai vor, adică nu mai vor să mai pună Cam avem 11, Cred da. că mi-a rămas pe gama Cred pe ecosistem. Că da, exact, exact. Da. Că vorbim de trotinete, că da. vorbim de aspiratoarele alea, roboți alea, automate. Uh, dar da, foarte interesant cu acest și eu m-am am rămas așa un pic, a venit de nicăieri. Da, știu, știu că ne uitam la, la lansarea a doua zi după, după iPhone-uri, mă rog, iPhone. toată lumea era în continuare nebunită după, după discuția legată de noile iPhone-uri, de promotion, de autonomia mai bună și toate lucrurile astea. Și dintr-o dată a venit și și a zis, nu. Ce sărachilor, să aveți pam. încărcare pe 32 de vați da, sau da, exact, de, de aici, 120. Zis, 120 de vă și vă dăm și încărcătorul. Da, mamă, și avem și brick <laughs> priză. Tu îți dai seama, că nici nu trebuie să-ți cumperi separat după ce care 120 de... Um, Domnul Gâdea, văd că a scos fițuica Da, aici. am scos fițuica <laughs> pentru că aș vrea să văd, pentru că știu că mai sem se ceva legat de... De subiectul următor. Ăla se numește Flat Plan. Profesionist este, făcut, da, da, da. E, e făcut de mine în. De geam PIX. în e făcut de mine, în Pix. Da. <laughs> Super profesionist. Pentru că aici lucrează este numai un etalon profesionist. al profesionalismului din România. Um, știu că aici am scris. E de fapt un subiect al tău, ăsta pe care l-ai -ai aruncat aici. Se numește aplicație. Atât am scris. Uh, tu ar trebui să știi mai multe despre Aplicație? aplicație la asta, aplicație. acest Xiaomi. Nu, nu la Xiaomi. Ah, aplicație, la aplicație, da, acea o aplicație, da. Vreau să ating acest subiect atinge -l. dar mi-a fugit dar, pagina atinge de dar, atinge dar atinge ușor, te rog, ca să nu, ca o să nu avem probleme. O să încerc să-l ating ușor, că pe urmă, nu știu, pe urmă, s-ar putea să nu m -am m -am m -am vrem. pe YouTube. -ul. Exact. Fix acum nu se încarcă aplicația de la Busy day, evident. Uh, nu, merge, atenție, bear with me, de gata. Se poate. Deci titlul sună așa. Domnii de la mamă, cum merge acest internet în această parte a orașului. Ceva fenomenal. Aș Mulțumim, domnul Pandele. Wi-Fi, wi e activat, deci da, mulțumim domnul panel. Gata, deci Busy Day scrie așa. Autoritățile române au reglementat aplicația Check DCC, DCC, adică DCC, DCC. Eh, această aplicație permite verificarea și validarea certificatelor digitale COVID. Este disponibilă pentru descărcare doar de în sistemul de operare Android, iar STS mai precizează că aplicația era disponibilă de la 1 iulie. Să mai citez, poți mai citi poți mai citești odată dată că mi-a fugit pagina, o, o, parte de acolo cu... Au zisem că este disponibilă doar în... Sistemul de operare Android. Ah, ok. Pentru că... Atât vreau să știu. Sifonarii care te dau... S am înțeles, am înțeles. <laughs> că să-și cumpere Android. Glumesc, evident. Uh. Da, ideea în sine că comercianții mari, mici, Vorbim aici de cinematografe, pentru că vedem și noi ce se întâmplă covid în ziua de azi. Am trecut deja în scenariul roșu aici în București. Da, exact. Timișoara am văzut că se deja s-a dat uh, curfew în weekend. De exact. mine până duminică, nu vorbim numai în englezisme. Uh, s-a dat închidere, s-a dat stingere. S-a <laughs> dat close. S-a dat, dat, dat cu sin. Uh, da, ne îndreptăm către un scenariu mai nasol cu care din păcate am fost obișnuiți și care aparent va reveni, iar această aplicație va permite afacerilor să rămână deschise în continuare pentru persoane care sunt vaccinate sau testate, care pot să -și scoată și vor să -și scoată certificatul verde european, COVID. Iar când am aflat aseară, din ce beam o bere, <coughs> Ne-am gândit că s-ar da, putea da, să... În da, da, timp exact. ce beam în suc. Ultima bere, uh, probabil. Ultima bere la ora 8. La ora 8. Că înformează. Da. ne închide ăștia. Um... Credeam că va fi un coșmar din punct de vedere a gdpr ului pentru că, pentru o secundă, am crezut că oricine poate să-și instaleze pe telefon aplicația aceasta și să am și, am și controleze vrut să pe testăm, oricine. Da, da, am și vrut să testăm lucrul ăsta și am, și am pe și, și, Din am... fericire, din fericire, sper că ai nevoie de aprobare de la domnul Arafat și de la STS. Da. Exact, așa că măcar am evitat un dezastru GDPR. Nu da, noi, exact. autoritățile. Și mi se pare fascinat un... cum scuză-mă, scuză-mă, să, scuză -mă, scuză -mă, scuză -mă, să spun rog, asta e. un dezastru în minus e tot timpul un dezastru bun pentru oameni. corect, corect, adică nu. e, Așa. e ce trebuie da da, 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 e ce trebuie, exact da. Exact. și mă gândesc cum a ajutat informaționalizarea aceasta a pandemiei cred că am zis bine, dacă n-am zis bine asta e un pas <laughs> 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 trebuie să ajung să dau bere și <laughs> da. um, e foarte interesant cum putem să controlăm practic, fără să ne băgăm prea în viețile oamenilor să controlăm uh, chestia asta, da. ceea ce mi se pare și o să-mi iau o grama de hate pentru chestia asta, mi se pare un lucru normal. Nu mi se pare un drept să mergi la restaurant, nu mi se pare un drept să te duci să dansezi pe mese la Nuba sau la orice alt, insert, I don't know, da. fițe, și tot spui. bat masa, îmi pare rău, nu mai dau în masă, ne încearcă acum că um... o să audă fiecare chestie în microfoane, în de la Trust, care sunt foarte bune și captează orice sunet. Și trebuie uh, să menționăm totuși că Tras nu ne-a plătit, ne plătit. Nu ne-a plătit. Chiar nu ne-a plătit. Au și luminițe, dar nu uh. pot să dau chestia asta jos, că mă să de cum uh, Da, e, pare că situația ar putea fi ținută, bine, ar putea fi ținută sub control. Ar, în... E mai ușor pentru o da. dată decât să vii să știm cum intram și la competițiile sportive că am fost și amândoi dată. Da, în timp, exact, că... exact scoți cu certificatul, poate unii nu vor să-l țină pe telefon, stai, este Au fost oricum, au fost mai multe... După tine. Au fost mai multe scandaluri în ultima perioadă, inclusiv cel cu... cu uh, cum îi spune, cu certificatele de vaccinare, mă rog, certificatele verzi emise la antol și vândute ulterior uh, oamenilor care vreau să intre fără test sau fără... Adică nu, nici măcar, pentru că gândește că probabil că acele certificate de vaccinare probabil au costat mai mult decât da, ar fi da, costat probabil, un test exact, antigen, adică exact. erau oameni care efectiv nu au avut nici măcar... Măcar să se testeze da. antigen, adică nu că de-aia de refuză vaccinul, că da, da. nu, nu ne vaccinăm, că ne cipează și era, da, efectiv, efectiv și chestia asta, asta adică da. chiar și dacă au riscat efectiv să iasă pozitiv adică poate sunt unii și de ce nu de ce nu? Poate sunt unii care chiar știau că au și au vrut cu tot din, din sus asta, să meargă la tot. Generalizăm. Ala, da. Poate Na. la fel de bine să nu fie acum. Poate din, să uh, nu dea lumea în cap că zic am, că s-a făcut chestia din asta. Din 50 și ceva de mii de oameni din ce am înțeles că ți-au fost la saga și nu știu câteva sute de mii cât ți-au fost la Antol. Da, pe parcursul tuturor uh, tuturor Pe parcursul tuturor zilor, zilor uh, e foarte posibil să fie 1, 2, 3, 4. Foarte posibil că nu au vrut din, să stea acasă, au vrut aceea. să meargă să se să fie asimptomatici. Iar chestia asta nu mi se pare fer față de nimeni. Pentru că datorită faptului că au fost mulți și că acum pare că dăm în cap numai oamenilor care refuză vaccinul, dar nu oamenilor care refuză vaccinul. Doamne ferește, pentru că este eu, eu alegere, e dreptul e, și alegerea da, fiecăruia alegere să refuze acest vaccin. Este uh, problema oamenilor care uh, refuză din anumite considerente pe care le știm cu toții de care facem mișto, În exact. fiecare zi pe internet și prin meme și prin orice altceva. Sunt antivacciniștii celebri ai doamnei Diana Șoșoacă, Șoșoacă. Alături de Olivia Ster um, <fie> Sună funny, nu poți mă ați. Trebuie șoșoaca. Șoșoaca. Da, alături de doamna Olivia Ster care nu numai că refuză vaccinul. Ok, iarăși, e ok să refuz vaccinul. Nu, doamna Olivia Ster o duce cu un pas mai departe și refuză testul Papa Nicolau și uh, verificările de cancer mamar și uh, vaccinul de coluterin. Dacă nu mai... Poate vorbesc despre da, și pe da, astea, da, da. nu, nu, nu pe asta, exact exact Pentru da, fete, adică da, deja este o diferență între dreptul fiecăruia și alegerea fiecăruia până la o fie o Adică e ca și când aș ieși eu mâine, din, nu nici nu trebuie să ieșesc din casă, scot telefonul și postez pe Facebook, băieți, nu știu ce ziceți, a explodat din nou centrala de la Cernobâl, nivelul de radiații dar e vă mint. voi da, puteți să ieșiți da, afară de. liniștiți, că nu se întâmplă nimic, adică nu e ca și când a fi dovedit cineva mm, puteți ști, să ceva țineți, științific. Puteți să țineți copiii ridicați da, adică în aer atunci, atunci când Exact, adică atunci când trăiești strada, de ce te uiți stânga și dreapta da. când poți să alergi pe mijloc, adică... Da. Ce o fi, o fi, adică nu, ți-o asumi. Ție nu ți-e frică, nu ești fraier ca exact. noi restul care ne e frică de COVID sau, mă rog, alte... Eu, unul, sincer să fiu, aștept să revenim cu toții la normal și iarăși să nu vreau să scap ocazia, să, pentru că am dat în cap tuturor celor, deja mi-am făcut o reputație, nu vreau să scap ocazia să zic cu celor mult și infinit mai mulți care uh, au respectat uh, restricțiile care chiar dacă ale să nu se vaccineze poartă în continuare mască pe unde trebuie și își văd și se protejează în continuare și ceea ce mi se pare cel mai normal și mai, da, cel mai normal okay, și corect de făcut. și important lucru până la exact. în perioada asta. Pentru că până la urmă chiar dacă te vaccinezi sau nu, trebuie să ai totuși grijă de cei din jurul tău care pot fi mai vulnerabili. Asta e ideea că nu e în joc numai sănătatea ta, ci sănătatea tuturor. Exact. Și dacă tot am vorbit de sănătate, fii atent aici Master of the Segway, hai să vorbim despre un tracker care un anume tracker. Un anume tracker care se ocupă de monitorizarea sănătății oamenilor. Un Fitbit, toată lumea știe cel da, un Fitbit, adică exact. e e ca și când ai zice bic la pix în franceză. Exact. Exact, că... exact, exact, exact. Um, Fitbit a lansat uh, chiar la, la evenimentul Fitbit, am fost uh, ieri la momentul Acolo m-a întrebat lumea dacă mi-a mai fost Da, treci. da, da, exact. Um, am fost uh, la lansarea lui Fitbit Charge 5, 5. 5. Uh, Manita, Manita, exact. Uh, un tracker de, mă rog, vorbim imediat și de preț, uh, dar care aduce o grămadă din funcțiile pe care le au și 4, și Charge 4. Uh, Sens. Sens, exact. Într-un format mai mic, un format un pic mai lunguieț, că astea sunt trecarele. O brățară ceva mai O brățară, exact, da. Ceva mai lată, uh, de fapt, nu mai gros. Și cu care Fitbit uh, încearcă să... -și câștige, mă rog, de fapt să-și mențină să poziția mențină, de lider vreau. în domeniul ăsta al trecărelor, pentru că na, e, e, un domeniu în care nu, nu acționează Apple momentan. Eu nu o să uit că vorbeam chiar ieri tot așa de titlul de Android Authority pentru testul la OnePlus da, Watch. da, Pentru, pentru review, da, pentru Just review. Just Fitbit instead. Exact. Ce doar cumpărați-vă un Fitbit. bine, nu ne credeți pe noi pe cuvânt, puteți să le testați, să încercați. Orice alt smartwatch, orice vreți da. voi, chiar că OnePlus Watch, why not? Um, mm. cel, mai, cel mai mare atu pe care l-are Fitbit și am spus asta de foarte multe ori și o să continui să spun chestia asta, mi se pare aplicația pe care este absolut extraordinară. E cu siguranță pentru mine cel puțin cea mai bună aplicație a unui uh, wearable pe care am văzut-o pe orice da. device, da. nu contează iOS, Android. Uh, mai are uh, și varianta premium care ok costă. Și are și varianta premium. Ai și asta gratuit, ai tot timpul din lume să dai seama dacă... Orice device Fitbit, ai tot timpul din lume să dai seama dacă merită, dacă nu merită, dacă... Dacă o folosești, foarte e important. jumătate de an. Da ai tot timpul din lumea să-ți dai seama. Eu chiar recomand filmul Premium și aș vrea să, mă rog, o să explic un pic mai pe larg despre ce înseamnă premium pentru că îl folosesc deja de un an, cred, și chiar e, chiar merită. Mi, mie mi se pare că merită, sincer. Dar, pentru că tot am asistat la lansarea unui tracker și s-au făcut foarte multe comparații acolo cu smartwatch-ul, chiar mă gândeam să facem mini debate-ul ăsta așa la final, mm -hmm. tracker versus smartwatch, ce alegem? Cei mai buni pentru diferite tipuri de utilizatori, mai ales că am văzut Fitbit să 5, vine la un preț de 900 de lei, dacă nu înșel, 899 de lei. Este un preț genul. destul de piperat pentru un smartband. E cam mult, e cam mult pentru un smartband, într-adevăr. Este, Adică, mai ales prin prisma faptului că poți găsi alte band-uri care fac oarecum același lucru, okay, care nu verificează de aplicația, care este o parte la, nu importantă monitorizează, aplicației. monitorizează somnul, nu-ți nu chiar nu și nivelul de stres. Acel, Uh, da, IDA Scan, EDA scan, scan, EDA scan da, pentru da. stres EKG poți să-ți faci EKG pe, și uh, pe acum și pe da, mă rog, nu da. momentan dar va veni într-un update cât de curând exact. am înțeles pe cear 5 funcția de EKG pe care o găsești pe sens. No. Uh, nu știu de altă sau poate nu, există o să fie, nu cred că nu, e alt smartband cu EKG smart band, da, da, da. O, o să fie probabil cel mai mic device cu care poți face un EKG exact. în momentul care, în momentul în care o să vină update exact uh, acum că ai, ai zis bine funcție de tipuri de utilizatori adică Mă, sunt persoane și persoane, adică am văzut persoane care cărora le place în continuare să poarte ceas, ceea ce este foarte elegant și susțin gutărie da, da, da. ceas, mă refer aici la ceas clasic, mai ales atunci când ai un eveniment, nu știu, te îmbraci mm -hmm. mai elegant, te duci la costum pe undeva. Altfel arată un ceas tradițional la mână ta decât un fitness da. band. Poți să porți și fitness band pe sub Marginea de la cămașă. <laughs> Dar sunt mulți care în viața lor de zi cu zi, și oameni de business, uh, manageri, uh, care chiar acum am văzut uh, oameni care purtau ceasul clasic pe stânga, iar și fitness bandul pe dreapta. Da, exact. Și asta mi se pare o utilizare bună, adică practic ai the best of both worlds. Da, ai ceasul, exact, ai și lucru clasic, clasic ceas, accesoriu și monitorizarea care sănătății și mă rog, apașilor, Exact, a, pe cealaltă, mână și mulți exact. au să zică că ești ca Maradona, că ai de fapt două ceasuri. <gânt> 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 Tocmai ca să nu fii ca Maradona, poți să ții un smart și să nu ții un smartwatch exact. la mâna cealaltă. Și da, că bine că versus smartwatch, smartwatch e pe, pentru, nu știu, oameni mai casual cum suntem noi, cum sunt și eu. Care da, oameni porți... care nu, nu. Mie mi se pare că smart, smart ce este oarecum și pentru oameni care nu merg la sport, nu merg da. la alergare în fiecare seară. Sunt alte chestii aici. Pașii, uh, notificările. notificările. Notificările foarte importante, da, exact, da, da. Pe un smart pentru că ai ecran mai mare, poți să vezi exact. mai mult. Mailurile. Um, Unele Facebook, dintre ele au și WhatsApp, răspunsuri exact. vocale integrate. Pe Android. Și doar, da, pe Android. Eu nu trăiesc viața de mafiot pe mine. <laughs> 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 Știi ce frumos e să-i spui cuiva <laughs> te iubesc I'll be, there. I'll be there in a minute da. call baby call baby Deo să nu activăm um, în da. slash Bixby da. pe această mască um, da, nu știu mie mi se pare că trecărele tracker în general și fitness bandurile urile în, în termenul ăsta practic gama asta de produse îi se adresează unui consumator foarte clar cel care face sport. Exact, adică uitați-vă la noi, nu ne putem smart. -touch. Exact, da, avem smart touch. Încercam să vorbesc în... Cel care face... Pentru mine. Cel care face sport, preferabil și destul de des, adică nu, poate nu chiar zilnic, dar odată la două, trei zile, iese la alergat, nu știu, vrea să își monitorizeze constant pașii, ritmul cardiac, de ce nu poate pentru cineva care vrea să și monitorizeze doar somnul pentru că e mult mai ușor să dormi da, cu, un cu un smart band decât cu un smartwatch. Cu un smartwatch. Am Ei, reușit cu ăsta, reușesc să dorm. Și eu reușesc cu, dar nu cu sensul cănțe. dar da, exact, depinde. Adică sunt momente și momente și uite, de exemplu, nu știu, smartwatch-urile mai mari, mai masive, cum sunt cele de la Samsung sau cele de la Huawei mi se pare foarte, foarte butucămeasă la mână. Alea practic, sunt deja, să dorm cu ele. se confundă aproape cu aspectul ceasurilor clasice. Exact, exact. Adică, practic, da. e forma unui ceas clasic, însă are un ecran. Cu funcțiile și, exact. Și, exact. Da, adică nu e ca Apple Watch, care este, se vede de la o poște, că e ceva mai sport, by casual, Fitbit Sense, uh, sau alte produse de genul ăsta, într-adevăr, adică am văzut, am avut chiar puteți să mergeți în numărul de luna acesta din revista noastră, avem review la Huawei Watch GT Pro sau cum se da, 3. GT 3 GT... Pro sau GT E flagship-ul, Smartwatch-ul flagship, nu mai exact. zic, Fine, da, e flagship gen... de la Huawei. Da. Nu mai știm exact pentru că el care... -a, a testat, e, nu, niciunul exact. din noi da, ia, ne scuzăm. El e mai classy și a venit la test varianta cu curea metalică cu brățară metalică nu, cu brățară metalică și arăta foarte clasic, foarte, da, într adevăr, foarte elegant. Este un smartwatch care arată foarte bine, dar e și un smartwatch cu un preț extrem de piperat, adică e 2500 de acolo. Apple Watch în același teritoriu. Apple Watch e chiar mai ieftin decât decât un Huawei. Cu cu LTE. Da, bine. E LTE, Da, exact, exact. E la lansare și, da, depinde ce vrei până la urmă. Acum am zis că nu vreau să vorbesc prostii, dar au pus Google Pay cumva pe smartwatch Huawei. De, nu știu sigur, dacă Nu pus cred Google că. Poți să jur că uh, o să undeva. Nu știu sigur dacă au pus Google Pay. Eu, în schimb, folosesc Fitbit Pay constant de puf, 2 ani, cred, deja. Cam așa, cred că să fac vreo 2 ani de când folosesc Fitbit Pay. Și mi se pare în continuare una dintre cele mai utile, poate chiar cea da. mai utilă funcție de pe ceasul meu, sincer, pentru că ajuns să-l folosesc zilnic. Da, nu mai ai treabă cu nimic, practic, da. ești. E, Na, mai fluflu -flu, Exact, limbat. exact mai fluflu -flu, uh... Pui așa la metrou Mai aerisit în buzunare Mă îmi plăcea la nebunie la început Când plăteam cu ceasul la buticul din cartier Și se uita la mine Ca și când aș încerca să-i hecuiesc da, 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 POS-ul Și, și făcea niște ochi mari așa, Și face băiatul ăsta cu ceasul pe POS-ul <laughs> no, doamna tanța Încerc să plătesc și eu cele 3 ciucași La 033 pe care mi l-am cumpărat <laughs> Hey, și pe care nu le beau. And on that bombshell. <laughs> cum zice domnul Clarkson? Uh, cum zice domnul Clarkson, uh, zic să terminăm. Zic că am, uh, am vorbit stru, am bătut câmpii destul. Am stru. bătut de O să mai batem câmpii pentru că ne place să facem chestia asta. O să batem în continuare. Și dacă vă place să ne ascultați, uh, O să și acolo să... un comentariu, o da. chestie, nu știu, jurați-mă pe mine că am dat în antivacciniști. Uh, pe noi ne ajută chestia asta. Uh, cel mai rucați ce o să faceți? O să dați dislike? Dați-mă dislike. <laughs> nu vă ține să dați dislike. Uh, <laughs> să fie asta. Aș prefera să fie, la, prefera să fie un chef și aș prefera și mai tare să fiu un subscribe. Și de și ce data viitoare voi fi cu Iulian aici. nu? <laughs> voi fi fost cancelled deja data viitoare uh. și asta a fost chill seara asta. Uh. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la noi. Uh. Data viitoare o să avem un alt, uh. o să avem un debate, cred, mai mare. Uh. Spuneți-ne ce mai vreți să mai vedeți? Da, Ce subiecte exact, vă interesează? Exact. Promit că nu vă mai obosesc cu COVID-ul, dar mi s-a părut destul de interesant și de important să. Mai ales pentru, perioada, asta în care, pe orice mod. pentru perioada în care trecem acum. Da, nu știu exact cât, o să, cât de des o să facem seria asta. Probabil că nu o să fie săptămâna, cel puțin acum la început. Poate că la un moment S dat. E săptămâna să altfel acum. Da, acum e săptămâna altfel, exact. E săptămâna da. conect la Lidl, nu facem asta. Uh, dar vă rugăm sponsorați Lidl da, uh, avem sacoși acolo da, da, exact uh, nu știm exact din nou cât de, de sus facem chestia asta sperăm ca la un moment dat să fie măcar o dată pe săptămână vom ca găsi să și un nume, că n-am reușit să găsim un nume am făcut exact. o glumă, dar a fost tăiată la montaj pentru că făceam referire la un alt <coughs> uh, <podcast despre coughs> să ne oprim aici despre anumite lucruri din nou. mulțumim da. mult că v-ați citat eu sunt Andrei, eu Claudiu. Sunt Claudiu încă sunt nou am fost și mulțumim ne că ne vedem la viitoare. noi. Ne vedem data viitoare și lăsați comentarii acolo jos. Salut, guys! Ciao.